Academica Argeș a obținut o victorie clară 3-0 cu ACS Berceni. Deletici, Sandu, Autogol și Chione au înscris golurile grupării din trivale. Au evoluat pentru gazde următorii jucători: Lungu, David, Vițelaru, Popa, Popovici, Olariu, Vezan, Ispir, Vențăr, Munteanu, Chione, Deletic, Pătulea și Chițu. Pe de o parte este bine că ne creăm atâtea situații de gol, cred că arătăm că suntem o echipă cu un joc extrem de ofensiv. Pe de altă parte, nu este tocmai bine faptul că le ratăm, pentru că jocul se poate întoarce în orice moment. Dacă putem să ratăm după ce avem vreo 2-3-0 și atunci putem să ratăm, că nu mă mai supăr. Dar așa ne ține pe toată lumea cu sufletul la gură. E bine în final că am câștigat. Tot acasă va juca echipa lui Hurican și prima partidă din play-off sâmbătă de la ora 11 cu SC Bacău pe stadionul Nicolae Dobrin.